soluție să mai constatăm să dăm la culori culoarea vie. Tanti Victorița lucrează de peste 20 de ani la Colegiul Național Gheorghe Țițeica din Drobeta, Turnu Severin. În fiecare an, în această perioadă, a fost ocupată până peste cap cu pregătirea claselor pentru prima zi de școală. Acum poate spune că și-a terminat misiunea. Curățenii am terminat-o peste tot și sunt ultimile retușuri care le mai avem. Și așteptăm formalizarea. Sările de clasă sunt pregătite pentru un nou an școlar. De renovat în totalitate nu au fost resurse, dar fiecare cadru didactic a încercat să-și amenajeze clasa cât de frumos a putut cu ajutorul sponsorizărilor. Reabilitat în totalitate, Colegiul Național Gheorghe Țițeica nu a fost niciodată, însă cu sprijinul părinților, al cadrelor didactice și al sponsorilor, clasele arată pregătite pentru venirea elevilor la școală. Această sală de clasă a fost proaspăt renovată în vara aceasta. Toată școala este pregătită pentru a primi elevi în prima zi de școală. Am terminat lucrurile și în internat și în acest local. Am completat cu mobilier, ne-am descurcat cu resurse proprii și cu sponsorizările pe care totdeauna părinții le fac atunci când este cazul, clasele unde copiilor învață. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, toate școlile din Mehedinți au fost igienizate, chiar și cele care nu vor avea avizul sanitar de funcționare. Acolo unde nu s-a reușit igienizarea și dezinsecția până acum, se va face inclusiv duminică. Luni, clasele vor fi aerisite, după care își vor primi elevii.